Premieră în Cluj-Napoca, un campionat european de judo pentru copii cu nevoi speciale a fost organizat ieri în incinta sălii sporturilor Horea Demian. La eveniment au participat 60 de copii și tineri cu deficiențe din toată Europa. Dar deocamdată copiii cu dizabilități nu sunt incluși în competiții de asemenea fel. Copiii cu dizabilități fac altfel de sporturi, not, basket, tenis de masă, ceva mai ușor. Judo este mult mai complex, implică un... să spunem, o dezvoltare a intelectului, de aceea am dorit să la Cluj să deschid acest club, să spunem, de judo adaptat. Competiția este dedicată persoanelor cu sindromul Down, autism, paralizii cerebrale, dar și nevăzătorilor. Tinerii au muncit mult și, ajutați de antrenori, s-au văzut cu diplomele și medaliile în mână, iar unii dintre ei au câștigat și premii sub formă de excursii. Am început cu o grupă de 8 copii care o să lupte și astăzi și... am observat că de la un antrenament la celălalt am feedback-uri foarte pozitive din partea lor. Ce facem noi în sală nu ține numai de judo, ține și de viața de zi cu zi, adică ce învățăm acolo, eu vreau să folosim și în viața de zi cu zi. Evenimentul de la Cluj a fost organizat de Asociația AGA Down Syndrome Cluj, în parteneriat cu alte asociații de acest gen din țară. Mai mult, Asociația Clujană a deschis un centru permanent de judo pentru tinerii cu dizabilități. Organizatorii spun că proiectul face parte din evenimentele dedicate sărbării centenarului la Cluj-Napoca.